Până una alta, aș vrea să văd dacă mă aud colegii mei din Casa Radio Zoo. Adi Mihaila, Raluca Benavides, Tea Teodorescu, văd că sunt la masa de emisie și în zufrageria noastră Răzvan Popescu. Da, Mihai. Domnul Buzdugan, Flic, Ema, mă auziți? Da. Da, încercăm să te auzim. Mă auziți? Roagă-i pe oamenii din piață să strige. Pământul că nu te auzim. Casa Radio Zoo. Mihai, nu te auzim, dar intuim că spui lucruri frumoase despre colegii tăi. Okay, și mai ales nu, despre nu Popescu, care a sfărăit toată noaptea. Pe radio ăsta e motivul pentru care nu mă aud. E bine, v-ați hotărât să veniți în fiecare seară? Te așteptam. Da, da, e bine. Chiar merită. A sfărăit, da. Să veniți în fiecare seară. Uite aici, în primul rând, îl văd pe un băiat care acum vreo 6 luni ne-a sunat ascultând Radio Zoo, matinalul de la radio, ne-a sunat și ne-a spus că el până la vârsta asta a dormit mai mult în stradă, prin scări de bloc, prin pasaje, decât într-un pat, cu saltea, cum dormim toți. Și între timp și-a găsit casă, niște oameni l-au ajutat cu lucrări, loc de muncă. Este un băiat extraordinar, dar care, din păcate, în ultimii 2 ani și-a pierdut tatăl și 2 frați. Și ce credeți că a făcut după ce a fost ajutat în urmă cu câteva luni de oamenii faini care ascultă Radio Zoo? A venit în dimineața asta, în fața casei Radio Zoo, a venit cu un smartphone și cu 50 de lei. Și a zis că, așa cum el a fost ajutat, vrea să dea smartphone-ul mai departe și la fel și 50 de lei, că atât au rămas înainte de sărbători. El este Andrei și aș vrea să-l aplaudați. El este un erou. Ce faci, măi, Andrei? Bine. Ești fericit? Da. Cât trebuie, de cât îți trebuie ca să fii fericit cu adevărat? Nu-ți trebuie bani. Nu-ți trebuie bani. Trebuie doar să faci bine și atât. Ai prieteni și asta e tot. Omul ăsta ne-a făcut să plângem pur și simplu, pentru că este atât de pozitiv după toate nenorocirile, după toate loviturile pe care i le-a aplicat viața. Ultima lovitură, știți care este? El este student la Politehnică în anul 2. Credeți-mă, Politehnica nu e o facultate ușoară. Tocmai de-aia nu m-am înscris eu la ea. M-am apucat de radio. Și își câștigă banii zugrăvind prin casele oamenilor. Și Andrei, în urmă cu câteva săptămâni, a rămas fără sculele. I le-a furat cineva dintr-un apartament unde avea lucrare. Andrei, astăzi ai primit scule? M-au sunat și urmează să le primesc. Dar un mesaj, nu erai așa emoționat azi dimineață, un mesaj pentru toți oamenii ăștia care au venit în piața universității la Orașul Faptelor Bune. Păi, îmi doresc ca toți, fiecare, dacă în seara asta dăm câte un leu, ajutăm acel copil bolnav. Urna se găsește în pereții casei Radio Zoo, în colțul din stânga, cum vă uitați spre casa Radio Zoo. O să vă spun și povestea lui Ionuț. Andrei vrea ca atunci când va crește mare și va avea mai mulți bani să facă o fundație pentru frații lui care au murit din cauza frigului pe care l-au suportat dormind prin scări de bloc, din cauza bolilor. Erau mai mici decât el. Vrea să facă o fundație. Fundația vrea să se numească Fundația Fără Uși, în memoria fraților lui. Vei ajunge mare. Tu ești un fel de Moș Crăciun, Andrei. Așa ți-a spus și Laura astăzi. Laura a zis că o să-l ajute și ea pe Andrei, ascultând radioul în drum spre treburile pe care